Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi vreau să încep să fac o nouă serie de videoclipuri, un nou content. O să încep un videoclip care, dacă vouă o să vă placă, o să facem o serie din el. Mi-a venit ideea asta când căutam niște componente la calculator și am dat peste niște comentarii penibile. Doam să le citesc împreună cu voi și să ne amuzăm puțin. Pentru cine nu mă știți, eu sunt Mihailă Ștefan, tipul ăla care făcea hate lui X și Y. Înainte vreau să filmez și genul ăsta de videoclipuri, însă nu prea avea tragere de inimă că nu avea vizualizări și din păcate n-avea rost să fac să vorbesc singur. Acum că am făcut acele videoclipuri cu hate despre Ilie, am făcut și eu 20.000 de subscriber și no, hai să fac și un conținut mai de calitate, nu videoclipurile alea nașpa. Bun, căutam într-o zi să-mi cumpăr niște componente pentru calculator și am văzut tot felul de comentarii penibile. Astăzi la fel, nu știu cum am dat peste o reclamă care m-a adus aici la acest laptop și am văzut 24 de recenzii. Am crezut prima dată că aceste 24 de persoane au cumpărat laptopul, dar când am citit pe acolo m-a bufnit tot râsul. Bun, ca să nu fac un video de 3 ore, m-am uitat printre comentarii și am reușit să aleg doar 8 din toate cele 24, 8 care sunt foarte amuzante și foarte penibile. În caz de ceva și vreți și voi să le citiți toate, îl găsiți pe Media Galaxy. Nu fac reclamă la acest site, dar pur și simplu vreau să fac o serie în care o să citesc comentarii penibile de pe site-uri unde se vând anumite lucruri sau site-uri de genul ăsta. Hai să vedem, hai să începem cu primul comentariu care îl găsim, aici. Bun, Paul ne spune, mi-am vândut casa, viața, mașina, rinichii și familia și am cumpărat acest laptop. Nici măcar nu are 1080 Titanium. What the fuck, Titan? Paintball Space Cadet în 2 milioane FPS, 10 din 10 AMG. I will see my life again. Asta e. Așa, Altex, dar când o să revină în stoc plăcile video? Al doilea, Dan, ne spune, foarte bun laptopul. Până anul trecut am locuit într-o garsonieră Comfort 1, dar când am văzut acest laptop, am știut că trebuie să-l iau. Acum locuiesc în mașină, mă simt foarte bine, trag scaunul pe spate și mă bag la Hunger Games cu Shred Pack cu graficile la maxim, s-a meritat din plin. Căutam cu soția să-mi achiziționez un aragaz și un calorifer, dar am dat peste acest el imbatabil. În acest moment soția se încălzește la cooler, își gătește micul dejun pe placa video, iar eu dorm liniștit pe preș. 10 din 10, au coolerile de pe preș. E decent, dar ecranul e cam mic. Ai mei mi-au spus că pot să aleg între facultate și acest laptop. Am făcut o decizie bună, zic eu. 30-40 FPS în Counter Global. Mai bine decât un Xbox. Serios? Alex, super laptop. Mi-am vândut garsoniera și l-am cumpărat. A fost o afacere de succes, cred eu. Recomand la fiecare. Bravo, frate. Eu cred că reușesc să-l iau fără să vând mașina. Trebuie să mai am unde să locuiesc. Dacă tot am vândut garsoniera, să-mi iau un laptop. Oricum a meritat, nu contează că n-am bani de benzină. Cu laptopul poți ajunge oriunde, net să ai. Un laptop excelent, lucru pe care îl iubesc cel mai mult la el este faptul că are ecran mare și nu mai am nevoie de televizorul pe care l-am vândut pentru a-mi permite acest minunat obiect. Dar merită, fiindcă este un ecran minunat și se vede la o calitate foarte mare. Mai bine ca în viața reală. Mi-am vândut și mașina, fiindcă nu mai aveam nevoie. De ce să conduc când pot să-mi scot un simulator și să conduc cât vreau? Un alt avantaj este că după ce îți vinzi locuința, laptopul dă suficientă căldură de la placa video pentru a te încălzi noaptea. Recomand dacă ești dispus să renunți la casă cu toate obiectele pentru a-l achiziționa. Da, ideea e că are dreptate, pentru că acest laptop costă undeva la 10.000 de euro, deci exagerat de mult, dar bine, ai și o calitate și un laptop foarte șmecher. Excelentă revizia lui Ionuț, subscriu și recomand de asemenea și programul primul laptop cu rate pe 25 de ani, foarte mare dreptate. Dacă vă place acest tip de video, cu mare drag o să fac și altele și o să caut videoclipuri în care o să citesc mai multe comentarii împreună cu voi. Ăsta a fost primul video de genul ăsta, în caz că vă place, dați acolo un like, un comentariu, dacă nu vă place, dați și dislike, eu o să caut site-uri cu mai multe comentarii și citim mai multe recenzii de genul ăsta. Până atunci v-am pupat, bye bye!